Este un singur domeniu în care excelează premiantul pe care îl avem noi acum în deschiderea galei, dar îi mulțumesc foarte mult încă o dată, îi sunt recunoscător pentru multe lucruri și diploma îi se acordă doamnei Irina Margareta Nistor, împreună cu un trofeu care nu e Oscar în adevărat, dar care sunt convins că îi va face foarte mare plăcere, pentru că pe scenă alături de mine este și criticul de film, Irina Margareta Nistor. Eu mă bucur foarte tare, în primul rând, pentru că România se subtitrează. Pentru că atunci când spuneați că vreți să fie un eveniment internațional, știm bine că nu suntem foarte numeroși aia care subtitrăm, dar e drept că la penultimele alegeri în Parlamentul European, chiar s-a făcut foarte multe vâlvă la ideea că absolut toate țările ar trebui să nu mai dubleze filmele, dublate total, adică nu voice-over, dublate cum se întâmplă în Franța, Italia, Spania și așa mai departe, ci să se subtitreze. Deci cred că ar fi un pas înainte și oricum noi aveam un avans pentru că dintotdeauna noi am subtitrat și restul a fost doar un rău necesar și atâta tot. În rest m-am amuzat de afișul ăsta, pentru că ai așa acolo, Derma Shape, The Shape of Water, ai un turet care a fost și avea la un film, adică cam toate sunt legate într-un fel sau altul decât un film. Da, nu mă aștept la chestia. Mulțumim foarte mult pentru ajutor în mod oficial și sperăm să te avem alături de noi și în anii următori cu aceeași implicare. Pentru că vreau să spun că e suficient să dau un telefon și să cer o idee și să întreb, auzi, cum să facem? Imediat ideile vin multe și rezolvările vin, ceea ce mi se pare cu atât mai important. Și îți mulțumim foarte mult. Eu mersi mult. Uite, m-am bucurat că e foarte multă lume aici, știi? Avem și televiziunea lângă noi. Da. În orice cât m-am amuzat și că ai început cu melodia din Teleenciclopedie, pentru că probabil că a fost primul nostru contact cu lumea. Pe vremea când încă nu exista Discovery și aveam impresia că doar așa putem să vedem măcar un pic niște lucruri extraordinare și după aia veni cu valsurile și apropo de Oscar, știi că ei spun întotdeauna că seara Oscarului este ca un an nou, deci eu cred că și ziua asta subtitrării poate să devină ca un an nou așa frumos, un reveal în plus. Trebuie să mă ajut să oferim două premii, așa, primele două premii. Primul dintre ele, stai, uite, te ajut. Deocamdată le lași acolo. Așa. Nu, mi l-a luat înapoi, adică doar a făcut o poză. Nu le mai dăm anul viitor al cuiva. Deschidem premierea noastră oficială cu prima categorie, aceea de desen animat, care mi se pare extrem de importantă prin prisma faptului că traducătorul trebuie să reușească să își adapteze limbajul în așa fel încât să îl ajute pe copilul care abia învață să citească, să înțeleagă mesajul pe care desenul animat îl transmite. Iar acum o rugăm pe Irina Nistor să ne spună cine a câștigat premiul pentru cea mai bună tracere pentru subtitrare la categoria desen animat. Înainte să spun asta, vreau să vă spun doar câteva lucruri pentru că le-am văzut pe toate, deci le știu. Deci, având în vedere că e pentru niște copii, nu știi că din când în când să nu punem șoareci. Până și noi șoricei, m-am greșat cineva care a zis măcar șori. În al doilea rând, ei nu știu toate cuvintele din lume. În al treilea rând, acolo poți să pui pisoi și dincolo nu e o bandă de pisici, că e clar că erau niște motani. În general, mie este informez despre ce e vorba și în niciun caz butlerul e de vine. Credeți-mă că era majordom. Deci să presupune că trebuie să știi toate datele astea și vrei să traduci pe limba lor. Vă anunț că România se numește prenume. Știți ce e prenume? Că e în fața numelui. Încă n-au dat ăștia o lege la Parlament să-i zică postnume. Deci, la anul care mai scrie numele invers, l-am descalificat. Acum trebuie să mă ferim și pe mine, pentru că eu am făcut cartoanele. Aplauze pentru Marius Cristian la categoria de desen animat. Trebuie să zici ceva, da. E important. Cine a fost și anul trecut știe că nu prea mult încep să vorbesc în fața oamenilor, dar... Dacă încep prima cu ceea ce cred că e mai important, că de-aia suntem aici. Bună, că și anul trecut tot la desen animat a câștigat, cred că... Înseamnă că te pricepi la desen animat. Și la cred că tot așa o să câștigi. Nu știu, vedeam. Asta o să hotărască juriul, nu putem hotărâ noi aici. Și eu, dar sunt doar o șestime din juriu. Aha, s-a scos. Da, exact. Felicitări pentru categoria asta și te așteptăm și la anul să te înscrii în continuare, să perseverezi. Urmează categoria musical.
Aici e complicat. Cu traducerea cântecelor e complicat, pentru că trebuie să știi când să le traduci, trebuie să știi ce să traduci, trebuie să respecti rimele atunci când ele există, trebuie să lași rimele deoparte atunci când ele nu există, trebuie să te gândești un pic și la ritm, pentru că telespectatorul percepe fiecare problemă pe care o citește și o simte în momentul în care aude ceva și citește altceva. Așa că e o categorie complicată. Mi se pare greu și mi se pare că cei care s-au înscris, pentru că nu toate, vreau să vă spun ceva, nu toți concurenții înscriși în concurs s-au înscris la toate categoriile. Unii dintre ei s-au înscris la documentar, la film artistic, la pamflet, la limbaj licențios și așa mai departe. Însă îi felicit în mod expres pe cei care s-au înscris la muzical, pentru că e o probă grea. Și este o probă grea pentru orice traducător, chiar și experimentat fie el. La orice vârstă și după oricâtă vreme ai fi tradus film pentru subtitrare, musicalul îți pune probleme. Până în 89, când subtitram, dacă era un musical și era un refren, o dată, de două, de trei ori, de fiecare dată trebuia să pui subtitrarea, în ideea că dacă cineva care nu știe o limbă străină știe noi cine, așa nu își dă seama ce se spune acolo. Nu contează că e refrenul și așa, ceea ce acum, evident, ai pus o dată refrenul, este suficient. Și mă gândeam că trebuie să fie o provocare foarte mare și faptul că mai nou există musicaluri pentru copii, mai ales, care sunt dublate. Și e un anumit fel să faci o subtitrare și altfel să faci o traducere practic pentru alea care urmează să fie dublate și mai ales pentru melodii. Diferite. Exact, și mai ales pentru melodii, ceea ce e chiar un challenge chiar absolut, așa, chiar o provocare totală. Așa, cred că asta a fost dintre cele mai complicate de aici. Și cea mai bună traducere pentru subtitrare musical, Tina Petroiu. Primul rând vreau să le mulțumesc domnilor profesor pentru faptul că ne țin pe linie și nu ne lasă să deraiem. Și în mod special unei inimi uriașe, doamnei profesor Lidia Viană, care pompează viață în acest master. Acum mergem către categoria sitcom, o altă categorie complicată și aici discutăm despre jocuri de cuvinte, discutăm despre tot felul de abordări pe care traducătorul trebuie să le aibă în așa fel încât să rezolve problema cu succes și să vină cu o traducere inspirată. Întotdeauna am spus că la sitcom mi se pare cel mai greu atunci când ai de tradus un material care are pe fundalul sonor banda aceea cu hohote de râs. Pentru că acolo se râde în hohote, iar tu trebuie să vii cu o traducere care și în limba română să stârnească aceleași hohote. Pentru că altfel dacă vii cu o traducere seacă și pe fundal se aud râsete nemaipomenite, o să se întrebe telespectatorul dacă el nu înțelege despre ce e vorba sau dacă persoanele care se aud râzând râd degeaba. În principiu, trebuie să traduceți în așa fel încât să râdă toată lumea în același timp. Și pentru următoarele două categorii, o invit alături de mine pe Ada Rossetti. Aș vrea să ne spui un pic despre experiența pe care ai avut-o acum mulți ani înainte să... Asta e așa momentul sponsorului, da? Momentul juriului. Bogdan vrea să mă ajute pentru că sunteți aici o parte de studenți la Universitatea București și s-a gândit că e un public țintă perfect pentru ce fac eu. Exact. După ce am fost colegă cu Bogdan o vreme și l-am adus de mână să fac cursul ăsta și să ajungă doctor, am zis, wow, dacă Bogdan s-a făcut doctor, pot să mă fac și eu doctor. Exact, Hollywood Legends. Toate materialele au fost alese în acest sens. Vedete de la Hollywood, filme de Hollywood, prezentări de Oscar și o să vedem. Ne-am gândit că fiind într-o sală care se pretează la un glob de aur, nu-i așa, globurile de aur sunt într-o sală cu mese și fotolii, și ne-am gândit că ți s-a oferit această ocazie să profităm și să mergem pe ideea de Hollywood Legends. Cea mai bună traducere pentru subtitrare la categoria sitcom îi revine Mădălinei Guță. Și cartea, și plicul, dacă vrei să-l păstrezi, și spune-ne câteva vorbe. Tu stai lângă mine. Vreau să... mulțumesc pentru această ocazie și pentru doamna profesor Lidia Viană, pentru tine noastră, că ați organizat totul. Chiar nu mă așteptam să fiu sincer. Mulțumesc. Departe și dacă tot mă gândeam eu așa în istoria noastră comună, am prezentat un număr de vreo
6 globuri de aur și premiul Oscar împreună la televiziunea română, m-am gândit că ar fi important să prezentăm, să oferim împreună premiul la categoria pamflet, o categorie pentru care am ales un moment de prezentare al lui Ellen DeGeneres la premiile Oscar. Pamflet e din nou o categorie complicată, trebuie să fii rău cât trebuie, trebuie să fii bun cât trebuie, trebuie să poți surprinde toate nuanțele celui care rostește textul pe care îl traduci. Așa că, din nou, e o categorie importantă ca de altfel toate celelalte. Fiecare e mai importantă decât cealaltă la rândul ei și mai trebuie spus ceva. Probabil că le spui asta la fiecare curs. Munca de subtitrare nu începe și nu se termină cu produsul în sine. Ca să poți traduce fragmentul ăsta, trebuie să fii știu ce s-a întâmplat și cu un an înainte și ce spune presa de specialitate. Trebuie o cultură de asta, documentare sau o cultură permanent prezentă, permanent vie. Contează mult să știi limba din care traduci. Contează și mai mult să știi lumea din care traduci. Așa, este inteligent. E foarte inteligent și foarte frumos. Eu acum o să-ți dau clipul pe care tu trebuie să-l deschizi. Eu țin cartea și diploma. Te rog că nu le-ai lipit, pentru că mi-aș fi dorit să fac chestia asta. Dar nu, că aveți caut de la. Dar poți să faci așa. Uite cum strică ea un plic al următorului sau următoarei. Da, hai să-l dăm cu ele. Ia să vedem. Cea mai bună traducere pentru subtitrare la categoria pamflet îi revine Ioanei Poenaru. Ok, chiar nu așteptam. Nimeni nu se aștepta pentru că nimeni nu știa. Au trecut câțiva ani de când am fost ultima oară la un curs de subtitrare, dar cumva am internalizat vocea aia de scurtează, mai puține subtituri, mai puțin. Contrage pe asta. Da, așa. Exact. Balastul, elimina. Și, da, a fost absolut. Felicitări pentru premiu. E important pentru un traducător audiovizual să știe cum reacționează și cum traduce și care este abordarea lui privind textul pe care îl traduce în momentul în care are de-a face cu un registru lingvistic aparte pe care trebuie să-l respecte sau cu elemente de limbaj licențios pe care trebuie să le traducă, să le livreze către telespectator în așa fel încât să păstreze mesajul nealterat, dar să-și păstreze și o anumită autocenzură care îi impune un anumit tip de limbaj. Pentru aceste două categorii o să invit alături de mine un alt membru al juriului. Vă spuneam mai devreme și am aplaudat-o pe Ioana Comana, care a fost pe aripile vântului, dar se pare că a revenit la sol. De unde vii? Unde ai fost? Pe aripile londoneze. Ioana este o consumatoare de cinema și de operă extrem de pasionată, dar am invitat-o să vorbim despre registrul lingvistic și despre limbaj licențios. Cât de important e pentru un traducător să poată să se pună în pielea fiecărui personaj pe care îl traduce și cum trebuie să abordeze textul din punctul tău de vedere ca fost, dacă se poate spune, și actual traducător, pentru că odată ce suntem traducători, rămânem traducători. Și dacă se pune în pielea personajului, e foarte important să țină cont și de mediumul, să zice, pentru care traduce, în cazul nostru, televiziunea. O să vedeți și proba pentru categoria asta și cea, și pentru categoria următoare. Da. A fost foarte important să, ca traducătorii și concurenții să se gândească că nu e vorba despre o traducere obișnuită, ci una pentru televiziune și să nu se găsesc un echilibru între inventivitate și respectarea anumitor constrângeri. Da, eu le spun masteranților noștri că în primul rând trebuie să fie autocenzura, cea care ne spune până unde să mergem, unde să ne oprim și cât putem să împingem traducerea către marginea licențiosului și către marginea vulgarului. E foarte greu, da. E foarte greu și e foarte asta important. Asta vine cu experiența. Exact. Până unde mergem,
unde ne oprim, cum traducem și se pare că... a fost interesant să văd, să citesc traducerile. Un singur lucru vreau să menționez, că am întâlnit traduceri bune, dar care au tradus totul foarte pe șleau. Nu prea se poate. Da, asta vorbeam. E cam de evitat cuvântul F în românește. Ne sunam și spuneam, voi vedeți că Ioana m-a sunat pe mine, eu sunam, tu citești cu tare, ia uite cum a scris. De foarte multe ori am fost întrebat la curs, atunci când veneam și spuneam, dom'le, eu sunt Bogdan Stănescu și lucrez la Televiziunea Română. Ha, 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 voi sunteți aia care traduceți cuvântul cu F cu du-te dracului. Sau la naiba, avem aici un reprezentant de seama al traducerii cu la naiba. Nu întâmplătoare sunt aceste traduceri. Impactul pe care îl are, impactul vizual pe care îl are o traducere motamo asupra telespectatorului e foarte mare. Și atunci trebuie să lăsăm teribilismele deoparte și să încercăm să fim inventivi. Mi se pare că cel mai important pentru un traducător nu este să cunoască niște cuvinte vulgare și să le poată traduce din limba engleză, de exemplu, în limba română, ci să poată reda un registru sau un limbaj licențios vulgar prin cuvinte pe care să le aleagă în așa fel încât să redea atmosfera și vocabularul personajului de film într-o manieră decentă, dar nu atât de decentă încât să fie exagerată. Însă trebuie să ne păstrăm întotdeauna, cred că concluzia ar fi că trebuie să ne păstrăm undeva la mijloc. Nu trebuie să mergem spre extreme atunci când facem o traducere de film în acest sens. Ia să vedem premiul deocamdată la categoria limbaj licențios. Cea mai bună traducere pentru subtitrare la categoria limbaj licențios, Cristina Botânca. Vreau să spun că anul trecut n-am avut curajul să particip la categoria asta, mi s-a părut înfricoșătoare. Poate pentru că și filmulețul de anul trecut a fost mai plin de jury decât a fost cel de anul acesta. Dar am participat pentru că mi-a plăcut foarte tare filmul. Propriu zis, mă leagă ceva de filmul acela, pentru că și eu mă bulbeam când eram mică. Și mi s-a părut o provocare și a fost frumos să văd că pot să fac și chestia asta. Și am mai și premiată pentru asta. O altă zonă, tot importantă din punct de vedere lingvistic, prin poliția partiei, este registrul lingvistic, este capacitatea traducătorului de a se pune în pielea personajelor și de a respecta modul în care personajele de film vorbesc. Gândiți-vă că nu putem să traducem un film cu regine și să folosim un limbaj neadaptat, așa cum nu putem traduce un film cu, eu știu ce, gang members și să traducem, să folosim un limbaj neadaptat. Trebuie întotdeauna să înțelegem zona din care provine personajul și să ne adaptăm traducerea în funcție de acest lucru. Asta chiar a fost o probă grea și am fost interesat să vedem cum au abordat concurenții noștri. Vreau doar să spun că la această categorie, pe lângă, desigur, împărțirea pe subtitluri, care e foarte importantă, am apreciat în mod deosebit inventivitatea și originalitatea traducerii. Câștigătorul este George Arion. Mulțumesc că ați considerat că traducerea mea a fost... Nu te duce foarte aproape, mai... pentru că o să ai Ziua Internațională Subtitrării. Poți să scrii partea sau să treci alături de noi. Ai două variante. Cred că în principal ar trebui să vă mulțumesc vouă care ați participat și voi la această probă, pentru că cred că am câștigat de frică. Mi-a fost frică de voi. Deci, iată că a fost o chestie utilă. Mulțumesc și juriului, mulțumesc și dumneavoastră pentru premiu și rămânem prin recepție, ne vedem și la anul. Filmul documentar și filmul artistic înseamnă mai mult decât orice, pentru că ele cuprind toate categoriile despre care am discutat mai devreme. Pentru a oferi premiile la aceste două categorii, o invit alături de mine pe Maria Rizoiu, care este câștigătoarea Zilei Internaționale a Subtitrării concursului de Ziua Internațională a Subtitrării 2018, în premieră. Ce trebuie să facă un traducător? Cum abordezi tu textul? Ce faci înainte să traduci un text despre Miu Luca lui Christian Dior sau un text despre piese de motor? Ei, da, că așa suntem noi traducători, avem de tradus de toate, deși nu suntem neapărat specialiști în domeniile respective.
În primul rând trebuie să te documentezi pe tema respectivă, să știi că Dior e un om care a dat numele casei de modă. În cazul ăsta, în primul rând, da, e foarte important. Apoi trebuie să te documentezi cu privire la termenii de specialitate. Aici au fost mulți termeni legați de croitorie. Am avut și eu recent, m-am întâlnit cu ei și trebuie să ai mare atenție că după aia iese cine știe ce construcție stranie de roche și n-ai intenționat creatorul de modă să fie chiar atât de avantgardist, cum traducem noi. Și în cazul ăsta a fost important și jocul de cuvinte, care iarăși poate nu ține neapărat de domeniul documentarului, filmului documentar, dar te întâlnești, apar în documentare și câte o găselință din asta și na, trebuie să fii inventiv și să ai cuvintele la tine. Întotdeauna am spus și le spun și studenților, masteranților noștri, că în momentul în care tu, ca nespecialist, traduci un text de specialitate, să zic un text tehnic, telespectatorul de acasă trebuie să fie convins că traducerea a fost făcută de cel mai mare specialist în domeniul respectiv. Noi nu avem voie să spunem, nu traduc filmul acesta sau documentarul acesta pentru că nu sunt de specialitate. Traducătorul din România este cumva pus în fața mai multor tipuri de texte cărora trebuie să le facă față cu același succes și trebuie să reușească să se documenteze într-o asemenea măsură încât rezultatul să fie unul cel puțin foarte bun. Să fie doctor, mecanic, creator de modă, da, de toate. Noi trebuie să fim de toate, dar trebuie să ne și iasă. Hai să vedem acum cui a ieșit cel mai bine traducerea la categoria film documentar anul acesta. Cea mai bună traducere pentru subtitrare la categoria documentar, Carol Tot. Vă mulțumesc foarte mult! O parte importantă a succesului în orice domeniu este pasiunea și pregătirea. Îi mulțumesc foarte frumos domnului profesor Stănescu că a reușit să mă pregătească pentru asta și că generație după generație trece prin mâna lui, prin mâna unui adevărat specialist. Ajungem la film artistic, o categorie importantă pentru faptul că, așa cum spuneam mai devreme, cuprinde absolut toate elementele discutate în categoriile precedente. Cum ți s-au părut concurenții la această categorie? Mi s-a părut că partea cea mai dificilă, poate, pentru fragmentul acesta a fost adaptarea textului pentru simplu fapt că sintaxa limbii engleze nu se potrivește cu cea a limbii române și atunci prima frază care era mai întortocheată trebuia răsucită și cum spuneați mai devreme, că atunci când facem o traducere, orice traducere, dar mai ales la filmul artistic, mi se pare foarte important să ai o anumită cultură sau să te documentezi în cazul în care nu o ai și să reușești să adaptezi foarte bine limbajul, particularitățile de limbaj la spațiul cultural în care se desfășoară acțiunea din film. Mai erau și aici câteva expresii tipic englezești care trebuiau... Dar s-au descurcat foarte bine toți traducătorii, însă cine s-a descurcat cel mai bine la categoria film artistic este Jessica Sandu. Mulțumesc, trebuie să mărturisesc că asta a fost ultima categorie la care am participat și eram presată de timp și am zis nu mai am timp, dar de fapt am avut. Așa e orice traducător. Da. Așa se pare că dacă nu-ți pregătești lucrurile temeinic, îți ies cel mai bine, iată.